Durere fără margini în familiile care trebuie să-și îngroape copiii morți în cumplitul incendiu de la Clubul Colectiv. Carina, singurul copil al unei familii din Câmpina, a fost adusă acasă în sicriu. Împietrită de durere, mama tinerei nu mai are lacrimi să-și plângă fata. Carina își vizitase părinții din Câmpina în urmă cu o săptămână. O veste care ne-a sfâșiat pe noi toți, familia, eu sunt unchiul ei, sunt și nașul ei, lui Carina, scumpa noastră și iubita noastră. Carina a fost o fată grozavă, plină de suflet, de viață, de omenie și cu frică de Dumnezeu. Suntem zdrobiți și cutremurați și nu ne vine să credem ce s-a întâmplat. Carina a fost găsită împreună cu alte două fete în toaleta clubului Groazei. Au murit una lângă alta, intoxicate cu fum. Toaleta nu avea geam și era în colțul opus față de ieșirea din club, iar pompierii au ajuns prea târziu acolo. Cum este cumplit? Nu ne așteptam să fie chiar ea, dar... De nefericire,